Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în News de zi. Suntem în această seară despre soarta președintelui Traian Băsescu. Pare că totul este liniștit, președintele este liniștit în acest moment și toată lumea se întreabă de ce nu a ieșit până acum. Ce pregătește președintele Traian Băsescu și când va ieși să critice actuala putere, să dea poate dreptate celor de la Comisia Europeană, pentru că de acolo au venit foarte multe critici în această perioadă în legătura cu justiția din România și cu câțiva miniștri, pentru că vedem oamenii, cei care vorbesc de multe ori și numele președintelui Traian Băsescu au cerut sus și tare demisia unor miniștri. Vedem și noi în câteva momente despre cine este vorba și o explicație în ceea ce privește tăcerea președintelui Traian Băsescu. Pentru că încet, încet i se pregătește din nou ceva. Vedeți în câteva momente despre ce este vorba. Invitați-mă din această seară. Domnul Ungur Ciuvică, Grupul pentru Investigații Politice. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Din partea Partidului Social Democrat, domnul Cătălin Ivan, europarlamentar, purtător de cuvânt. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Petru Luhan, Partidul Democrat Liberal, europarlamentar. Bună seara. Bună mulțumesc seara. Că ați ajuns și domnul Gelu Vișan, analist, un cunoscător al mediului politic. 20 de ani. Două avem în direct în acest moment cu noi din Slatina. Acolo este o campanie electorală, așadar oamenii se duc să-și susțină candidații la locale. Bună seara, domnule Condurățeanu, mulțumim că sunteți în direct cu noi, sper să ne auzim. După suflet și sum. Ceva. Deci aici trebuie de ținut că tot o voință este la mijloc și anume aceea de a îl demite pe domnul președinte Băsescu. Ăsta este obiectivul comun a celor două partide puternice din coaliție de astăzi, care practic le ține la un loc. Domnul Luhan, ăsta este obiectivul comun. Obiectivul primordial, imediat termin. Obiectivul primordial a celor două partide nu este că se iubesc. USL-ul, mă refer la PSD. Obiectivul primordial a acestor două forțe politice a fost acela de a-l demite pe domnul președinte. Ceea ce nu le-a ieșit. Au crezut că pot trece peste orice regulă a statului de drept dintr-o țară europeană, li s-a arătat că nu este chiar așa, nu fac chiar ce vor ei, totuși trăim într-un context de reguli europene pe care trebuie să le respectăm, indiferent că te cheamă Ponta, Voiculescu sau Antonescu. Și iată că acum se gândesc care ar fi alternativele după acest prim eșec în ceea ce privește realizarea acestui prim obiectiv puternic, care, repet în mod intenționat, ține aceste două formațiuni politice împreună. Și se gândesc acum care ar fi alternativa pentru ca ei totuși să-și atingă acest țel. Nu se uită însă cu atenție la ceea ce le-a recomandat Comisia Europeană și iată că nu a fost respectat în raportul pe MCV care a fost publicat zilele trecute. Mai mult decât atât, nu se apleacă asupra problemelor reale pe care le are România. Nu vorbim destul despre scumpiri, nu vorbim destul despre tot ce înseamnă planurile ascunse ale domnului Voiculescu. Nu vorbim destul despre ceea ce înseamnă supărarea instituțiilor europene pe guvernul din România. Să nu uităm că pentru prima oară de 5 ani de când România este în Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu consultă guvernul României înainte de a publica acest raport. Ce înseamnă asta? Înseamnă o mare supărare pe guvernul din România. Așa înseamnă. În același registru, să știți, domnule Luhan, și vă dăm dumneavoastră cuvântul. Doar vorbeau aici invitații mei de la Adrian Năstase, vedem către Traian Băsescu în această interpretare. Adrian Năstase vede acest pact de coabitare ca și cum este clar pentru dânsul. Coabitarea din partea președintelui înseamnă numirea șefilor de parchete, adică un control, spune Adrian Năstase, asupra parchetelor. Vă rog, domnule Luhan. Regret că domnul Antonescu, liderul PNL și al doilea om în stat, a dat din nou dovadă că este un anti-european convins. Să critici, să critici raportul Comisiei Europene. Domnul Ciuvică, știu că sunteți civilizat. Să critici o instituție apreciată în 27 de state membre ale Uniunii Europene, considerând că tu le știi pe toate mult mai bine, că tu ai dreptul să-ți subjughezi justiția, ceea ce îți recomandă Comisia Europeană să nu faci, pentru a-l apăra în fond pe domnul Voiculescu, care crezând că cei de la Comisia Europeană nu pot să vadă aceste lucruri, pentru că sunt în Bruxelles și nu sunt în România, adică este o mare, mare eroare. De lua apărarea domnului Dragnea. Foarte tare, Voiculescu e de vină, dar care e instituția aia apreciată Comisia de 27 Europeană de țări? Comisia Europeană este executivul Uniunii Europene.
Uniunea Europeană, în Anglia, la care și noi am aderat cu 5 ani și ne-am luat niște angajamente. Și în Polonia cred că e apreciată de acum. Unele dintre aceste angajamente, domnul Ciuclică, știu că sunteți civilizat și puteți să așteptați. Da, aia zic. Cum e apreciată unele comisia? Dintre aceste angajamente se referă la principiile statului de drept. Cu alte cuvinte, legea este mai presus decât domnul Antonescu. Și decât domnul Ponta, dar și decât domnul Voiculescu, pe care nu v-ați luat. Dar nu mai presus mai de domnul Băsescu decât atât, niciun caz. Și mai, și mai presus decât domnul Fenechiu și domnul Dragnea. Care până la fac obiectul, clar, printre altele, obiectul acestui raport de pe MCB. Ei, acum să vii să spui că această instituție greșește, iar tu, care încerci să subrughezi justiția, nu greșești, se pare că generezi o lipsă de credibilitate la nivelul instituțiilor europene. Această lipsă de credibilitate, care, repet, s-a dovedit și prin faptul că, că instituția nu a mai consultat Guvernul României înainte de a publica acest raport, se răsfrânge practic asupra tuturor cetățenilor din România. Adică iată intrarea în Schengen, care este compromisă. De ce? Nu pentru că nu îndeplinim condițiile tehnice, pentru că o facem deja. Domnul Blaga, pe vremea când era ministru de interne, a implementat în mod forțat, în timp record, toate măsurile impuse de Comisia Europeană. Astăzi, aici recunosc, oamenii, că tehnic suntem pregătiți. Ne politic am avut de mult. Încălcarea principiilor statului de drept, care generează o lipsă de încredere la nivelul unor guverne din vestul Uniunii Europene, respectiv Germania și Olanda, imediat termin. Germania și Olanda, care s-au pronunțat public că nu pot să vorbească în cazul României și Bulgariei doar de condiții tehnice, ci vorbesc și de o încredere. Și PDL-ul susține intrarea României în spațiul Schengen și a luptat foarte mult pentru acest obiectiv. Dar altfel, nu a dat niciodată dovadă că se opune sugestiilor făcute de la nivel european. Ceea ce face actualul guvern, actuala coaliție, în primul rând, încălcând practic regulile statului de drept și călcând abuzit pe justiție. Am înțeles, domnul Cam. Două intervenții. Presă, care, haideți că, nu știu ce, folosirea acestei... Deci nu distorsionați recomandările făcute de comisie. Sigur că vă dați și dumneavoastră seama cât de penibile sunt recomandările și spuneți că nu există. Nu. Există. Deci, încă o dată, lăsați instituțiile europene să fie și în România la fel de apreciate ca în alte țări democratice. Să știți că sunt și alți lideri. Doamna Udrea este aceeași doamna Udrea despre care v-am spus, cu fondurile europene care apare în raportul Comisiei Europene, că 98% din fondurile atrase din aici sunt suspectate de fraudă. N-a răspuns nici până acum la raportul respectiv. Cu agenturile, visele dumneaei, problema este foarte simplă. România este în genunchi și repetentă în fața Europei. Am avut blocate fondurile europene, dar nu pentru că USL-ul nu și-a făcut treaba. Pentru rapoartele din anii 2010-2011, atunci s-au făcut foarte multe nereguli și doamna Udrea nu răspunde pentru ele. Noi acum tragem ponoasele și încercăm să deblocăm situația pentru toate neregulile făcute, corupția din sistem, furarea banilor europeni, din perioada în care doamna Udrea păstora sistemul. Domnule Condorățean, merg acum spre dumneavoastră. Doamna ce Udrea ar fi să fie foarte explicită, să răspundă concret, tehnic chiar, de ce? Domnul Vandă, de ce România are ca probleme? Cred că domnul Năstase și în ziua de astăzi, acolo unde se află, regretă multe lucruri pe care le-a spus în campania respectivă. Da, acolo a spus foarte bine. A fost o bătălie. Da, dar ați văzut că gluma care se seamănă cu ceea ce ați învățat. Aia, se pare că dumneavoastră de la domnul Năstase ați învățat acest tip de umor. O să fie rău pentru iată că, România, a nimerit nu a prins, adică nu a câștigat domnul Năstase. Da, a prins, dar a nimerit. Așa, probabil că și ceea ce spuneți dumneavoastră aici, tot cu același simț al umorului, nu are sustenabilitate, din păcate, pentru români sau pentru cei care se uită de la noi. Dar eu aș vrea să atrag atenția asupra altor aspecte. Cum putem să ne permitem, într-o țară democrată cum este România și membra statului a Uniunii Europene, să ne permitem să criticăm instituțiile justiției statului și să ne opunem independenței acestora? Cele mai multe recomandări în acest MCV, în acest raport pe MCV, se referă la justiție. Au caracter de justiție și mai mult tot de atât. Tot raportul e pe justiție, avem, atenție, avem o recomandare în ceea ce privește influența mass mediei asupra instituțiilor. USL-ului este foarte clară și anume suprataxarea cetățenilor și a companiilor pentru a finanța filozofia stufoasă
în sistemul public din România. Și mă refer aici la câteva greșeli grave care vor conduce, care vor conduce la un dezastru în economia românească. Taxarea cu 3% a celor care au venituri până la 65.000 pe an va conduce la pierderea de multe locuri de muncă în România. Apoi avem taxarea în domeniul agriculturii care va pune probleme grave a peste un milion de doar câteva secunde, mulțumesc. Urmează Smart IT cu Bogdan Alexandru.